Relația de prietenie pe care o am cu colegii mei se strică încet încet. Prima dată m-am certat cu Tanasi și video, iar acum m-am certat și cu Alex. Am aflat că toți trei m-au părut la director și că vor să mă dea afară de la școală. Dar ceilalți prieteni ai mei îmi spun că de fapt totul este o minciună și eu sunt manipulat de colegii rei de la școală. Rămâi până la final ca să vezi motivul pentru care ne-am certat și cine are dreptate dintre noi. Natasha, Vali, Max, să știți că voi chiar m a spus pe gânduri. Adică dacă stau să mă gândesc, COVID-ul și Tănase s-au comportat foarte urât cu mine de la acel incident. Gen, au crezut că este vina mea, au dat vina pe mine, ok, este vina mea că eu am spart geamul, însă, băi, tu ești prietenul meu, ar trebui să mă susții, ar trebui să-mi spui, frate, aia ai, hai, hai să vedem cum o să ieșim din problema asta. Dar tu ce faci? Te duci și mă părăști? Și pe lângă chestia asta, astăzi când am ieșit afară, ei n-au vrut să vină. Probabil n-au vrut să vină pentru că eram eu acolo. Bă, ce să fiu cu voi, chiar are sens ceea ce spuneți, gen. Nu vreau să vă fac mincinoși, însă mie mi-e foarte greu să cred, extrem de greu să cred că Tănase și Ovidiu m-au părât la director. Chiar dacă da, aveți dreptate, sunt toate dovezile acolo, dar totuși, băi și fete, doar cum sună chestia asta. Suntem prieteni de atât de mult timp și m-au părât la director pentru o chestie atât de mică, gen... Cu oricum, dacă... na, 100% s-ar fi aflat că eu am făcut chestia asta și dacă s-ar fi aflat, ei n-ar fi primit nota scăzută la portare sau ceva de genul. N-ar fi puțin nimica. Adică persoana care m-a părut a, a făcut-o pur și simplu din ură față de mine. Și nu înțeleg de ce tănase și video ar avea ura asta. Adică, pe bune, n-are niciun sens. Bine, mă, Marius, tu acum crezi ce vrei. Știu că probabil în capul tău n-ai putea înțelege că prietenii tăi te trădează, dar asta e total treaba ta. Bă, e treaba mea, dar bă, fraților, eu nu văd care ar fi logica. Care ar fi logica pentru ei să facă chestia asta? Pur și simplu... Nu o văd. Dar chiar dacă nu crezi că ei te-au părât la director, să știi că n-ai niciun motiv să crezi că noi am făcut-o. Și aici vorbesc serios. Să ce să fiu cu voi, prima dată am crezut că voi ați făcut-o, gen. Dar na, ori voi, ori ei. Cineva dintre voi 100% Că nu ne-a văzut nimeni în, în, rest Așa că dacă n-ați făcut-o voi Înseamnă că el a făcut-o El sau gen amândoi Tănați și o video Dacă chiar ești interesat Îl poți întreba pe domn director Cine a făcut cine Dar nu cred că mi-ar spune Probabil o să spun adevărul, adică ceea ce ți-am ce spus și noi, că noi am fost chemați la direcțiune pentru că ne-am certat cu profesoara. Acum nu știu dacă o să zică că și COVID-ul și tănații te-au părât, dar asta rămâne doar la gândirea ta. De fapt, dacă sunt prieteni atât de buni și atât de ai atât de mare încredere în ei, de ce nu îi întreb chiar tu? să întreb eu dacă au făcut chestia asta? Păi și dacă o să nege. De ce nu mâine de dimineață nu îi întreb tu dacă au făcut asta? A, pentru că probabil n-ai încredere în ei? Bă, Max, să știi că chiar am încredere în prietenii mei, gen, dar acum, bă, voi aveți dreptate, s-au comportat foarte ciudat cu mine și am motive să cred că ar putea să facă chestia asta, gen, pentru că s-au comportat nașpa cu mine. Da, na, dacă s-au comportat nașpa asta, nu înseamnă că ar face neapărat și chestia asta. Max, termină, lasă-l în pace. Noi știm că ne-am făcut datoria și că n-am mințit cu nimica. Poate ai auzit multe vorbe despre noi în școală, de la alți colegi sau chiar de la profesori. Nu vreau să te mint și să zic că suntem cei mai cuminți elevi. Însă, noi măcar suntem uniți, nu ca și voi. Eu niciodată nu m-aș fi dus la director să-l părăs pe Max sau să o părăs pe Natasha, orice ar fi făcut. Și dacă aș fi știut că dacă nu-i zic directorului adevărul mă dă afară, aia e să mă dea. Există oameni care n-au făcut școală și n-au murit de foame. Dar dacă tu ai așa de multă încredere în ei, e treaba ta. Apropo, când au ieșit din i am auzit cum vorbeau și spuneau Asta merită, frate, dacă nu-și asumă vina. Noi am zis că e doar vina lui, el a spus că nu, că de fapt e vina mea. Eu l-am lăsat să dea gol, lasă că vede el. Asta probabil ar fi spus Tănase, că gen știți că era 1-0 când s-a terminat meciul și a dat gol din cauza lui Tănase. Tu crezi ce vrei? Doamne, man, bă, frațiu, chiar nu știu ce să cred, bro. Deci chiar nu știu ce să cred în situația de față. Hmm. Nașeștea pot să -mi mintă, dar de ce ar minți? În fine, hai că eu plec. În fine, hai să terminăm cu discuția asta că deja dramatizăm prea mult. Marius, în concluzie, nu ne-am făcut treaba, dar văd că tu ești prea orb și prost ca să vezi adevărul. Nu trebuie să mă jignești. Stai niște numai că, bă, voi, gen, e pur și simplu cuvântul vostru contra cuvântului lor. Acum, pe ei nu i-am întrebat dacă au făcut asta, însă bănuiesc că dacă i-aș întreba, ar nega. Așa că voi, da, nu aveți nicio dovadă decât că, n într-adevăr s-au comportat urât, dar asta nu înseamnă că ar face așa ceva. Dar dacă cumva te răzgândești și îți dai seama că grupul tău de prieteni este format din șeripi, ne poți căuta la școală. Asta doar în cazul în care vrei răzbunare. Nu vreau să mă răzbun pe și dacă au făcut chestia asta, bro. Dacă într-adevăr au făcut chestia asta și nu mai vor să fim prieteni, cu care m-ar deranja foarte mult pentru că suntem prieteni de atât de mult timp, da, na, nu văd de ce ni s-ar termina prietenia de la o prostie de genul. Dacă chiar nu mai vor să fim prieteni, aia e. Na, nu o să le fac nimic, nu o să mă răzbun pe ei. Noi suntem niște prieteni foarte buni, însă odată nu eram doar trei, ci eram patru și unul dintre noi, nici măcar nu o să-i dau numele că nu merită, a făcut fix aceleași lucruri, uh, același lucru ca și presupus și prietenii tăi. Ne-am ne ocupat de el și a fost exmatriculat de la școală. Ok, deci ați făcut rău. Și în momentul de față nu mai este acceptat de nicio școală din țară. Dacă vrei să aplicăm același tratament și asupra prietenilor tăi, noi stăm la dispoziție. Dar să știi că ceasul face tic-tac. Hai că te ceartă mami că nu dorm. Noapte bună. Bă, să știți că, gen, chiar dacă aș avea dovezile în față și aș fi 100% convins că Tănase și Ovidiu m-au la director, n-aș vrea să fac așa ceva, fraților. N-aș vrea să redistrug viitorul și să fac cumva să fie dați afară de la școală. Bă, pur și simplu, fraților, nu i-aș mai băga în seamă și n-am mai fi prieten, dar n-aș face așa ceva. Bine, băi, hai că mai vorbim. papa. pa. pa. Hmm. Bă, fraților, chiar nu știu ce să zic, men. Adică are sens ceea ce spun ei. Are sens ceea ce spun. Într-adevăr, Tănase și video s-au comportat foarte urât și foarte ciudat cu mine și na, într-un fel, să zicem că i-aș vedea făcând chestia asta, dar na, nu știu, bro. În fine, hai să mergem acasă. Sper ca mama să nu se fi trezit, pentru că știți că mama deci că o să se nerveze foarte, foarte rău dacă au observat că am plecat. Să ai că eu iau așa piș, 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 piș și, și mă duc înapoi acasă. Hopa! Aia, ai e cumva Amalia? Ce face la ora asta trează? Uh... Amalia? Iubito? Ce faci la ora asta? De ce ești afară la ora asta? Marius, ce faci la ora asta pe stradă? De ce nu dormi? Unde te-ai dus? o să fie o poveste destul de interesantă. Știi că ți-am dat mesaj în legătură cu faptul că mi s-a scăzut nota la portare, nu? Am să zic așa o mică poveste. Te-am văzut acum 15 minute când ai trecut prin fața casei mele, am strigat după tine, dar nu mai ai auzit. Am zis să te aștept aici până te întorci, dar deja începusem să mă îngrijorez și credeam că o să vin după tine. Amalia, iubito, nu o să-ți vină să crezi unde am fost. Știu că probabil o să sune ciudat, dar doar ascultă-mă. Am fost și m-am văzut cu Max, Vali și Natasha și fii atentă de ce. Pentru că, după după ce a primit mama în scrisoarea în care zicea că am nota nouă la portare că mi s-a scăzut un bun, că nu știu ce, am primit un mesaj de la un număr necunoscut care îmi spunea să mă duc la ceva, genii ei sunt acolo și au ceva foc de tabără și mi-a zis să vin acolo dacă vreau să aflu adevărul. Și Max, Natasha și Vali mi-au spus că ghiși cine m-a părât. Știi că eu am zis instant când am văzut chestia asta că bă, 100% ei m-au părât. Ei au spus că m-a părât Tănase și Ovidiu. Gen, ci că ei când au plecat de la școală, asta este povestea logică, ei când au plecat de la școală, ei n-au plecat acasă și uh, au stat și s-au dus la direcțiune, ăștia erau chemați la direcțiune pentru că, nu știu, s-au certat cu doamna de română sau ceva de genul și au văzut pe tănații și o video cum au intrat la director și au spus chestia asta, gen, și că ei m-au părât, dar acum dacă stau să mă gândesc, men, într-adevăr, ei s-au comportat urât cu mine, da, au boală pe mine, au ceva cu mine, dar chiar dacă e cazul, bă, nu cred că ar face așa ceva, men. Eu nu cred, acum poate o să zici că eu sunt naiv sau, sau chestii de genul, ăsta. eu chiar nu cred. Hmm, deci tu ai plecat acum noaptea ca să te vezi cu Natasha Max și validați, am zis de ce. Stai și tu îi crezi? Chiar crezi că Ovidiu și Tănase au fost cei care te-au părât la director și din cauza lor ai luat nota nouă la portare? Bă, nu-i cred neapărat, dar nici nu pot să zic că că cred că mint, adică sunt așa la mijloc într-un fel, că n-au nicio dovadă, e doar, na, sunt doar vorbele lor, dar cam are sens ceea ce spun, sincer să fiu. Bă, iubi, eu îți dai seama că nu i-aș crede, dar nu pot să bag mâna în foc. Adică de când v-a jucat meciul ăla, Ovidiu și Tănase s-au comportat foarte ciudat. S-ar putea ca doar să fie supărați pe tine și atât, dar s-ar putea să fie și ce au spus ei. Bă, dar da, nu văd ce are avea ei de câștigat în afară de faptul că îmi fac mie rău din chestia asta, știi? Era altă, altă mâncare de pește, fraților, dacă să zicem, să zicem, că, dacă, dacă s-ar fi aflat că eu am făcut asta și nimeni n-ar fi spus, le-ar fi scăzut o nota la purtare. Atunci, na, într-un fel, și dacă eram prieten, se gândea că, bă, na, eu nu vreau să am nota scăzută la purtare și prostii de genul. Dar nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Dacă s-ar fi aflat așa de la altcineva că eu am spart geamul, lucru care e 100%, da s-ar fi aflat, ei n-ar fi pățit nimic, bro. Așa că de ce au făcut chestia asta? De ce au ales să se comporte așa cu mine? Uite, îți zic și eu o chestie. Înainte să se sune de pauză la matematică, adică înainte ca noi să plecăm, eu i-am văzut pe ei pe geam. Ei au spus că pleacă acasă, de ce au mai stat la școală? Mamă, bă, acum, Magdalena, am dat și mai multe motive să te chestia asta. Bă, fraților, nu vreau să o cred, dar. Bă, na, există un milion de motive pentru care au stat la școală. Poate erau niște profesori, gen. Ăsta ar fi ar fi cel mai bun profesor, uh, cel mai bun exemplu. Poate erau niște profesori acolo, și ei au vrut să chiulească, dar îi vedeau profesorii și au zis să mai stea, nu știu. Abar n-am hmm, Chiar mi-a dat de gândit ce ai spus Haide mâine de dimineață să vorbim la școală și cu ceilalți Vorbim fără ei Că și așa nu vor să fie în preajma ta Și vedem ce facem, ok? Hai că mor mă rog de somn, noapte bună Noapte bună, iubi, noapte bună hmm. Băi și fete, e ciudat rău de tot ce se întâmplă, bro E ciudat rău de tot, man Se pare că mama în continuare doar mea, Ce bine că nu s-a trezit Voi ce credeți, bro? Credeți că pe bune Tanase și video au făcut asta? Păi, eu nu vreau să cred asta, men, dar hmm. am destul de multe motive să o cred, să spunem așa. Hai să o luăm tip-til, tip-til, piș-piș-piș-piș, cum am zis așa, și să intrăm în cameră. Ok, haideți haide că o să mă pun la somn și o să vedem mâine de dimineață ce o să facem. Bună dimineața, băieți și fete! Am stat toată noaptea, vă dați seama, și m-am gândit la chestia asta. Bă, nu vine să cred că Tănase și o video au făcut asta. Nu vreau să cred asta, băieți și fete! Dar s-ar putea să fie adevărată. În fine, haide să mergem, haide să mergem cât de rapid putem la școală. Uite-o și pe mama jos a trezit și ea. Și ne sperăm să nu mai facem prostii de data aceasta. Bună dimineața, mama! Ce faci? Sper că nu ești supărată pe mine. Marius, asta este a doua zi de școală. În prima zi nu-ți mai aminte ce ai făcut. Dacă nici azi nu poți să fii liniștit, diseară dorm pe preș. Crezi că nu sunt în stare? Gata, mama, gata. Nu ți mai fac nicio prostie, stai liniștită. 100% te poți baza pe mine, nu o să fac nicio prostie, ok? Hai, te rog să nu mai fim, să nu mai fim supărați. Ok, băi și fete, uh, Amalia nu mi-a mai scris de dimineață. Credeți că a plecat la școală? Da, se pare că a plecat la școală. Haideți că o să mă duc și eu la școală și o să le zic despre chestia asta și celor prieteni ai mei, general. Adică fără tănase și video că na, într-un fel pe ei bărfim. Alex, Rafa, trebuie să vă spun ceva. Știu că o să sune foarte, foarte nebunesc, însă ascultați-mă pentru că s-ar putea... S-ar putea să fie adevărat. Deci, ieri seară, Amalia deja știe povestea, ieri seară am primit un mesaj necunoscut pe telefon de la un număr necunoscut și m-am dus și m-am văzut cu Max, Vale și Natasha, care știi și ce mi-au zis? Mi-au spus că Ovidiu și Tănase sunt cei care m-au părât la director. Mi-au zis că ei erau acolo la direcțiune din cauza faptului că s-au certat cu doamna de română sau ceva de genul și că au văzut cu ochii lor cum ei s-au dus acolo și m-au părât. Și pe lângă chestia asta, gen știți că ei na, au fost foarte supărați pe mine și na, ei n-au fost la oră în oraia în care și că m-au părât, lucru care, na, iar e foarte, foarte suspect. Însă ei atunci ne-au spus că pleacă acasă. Amalia i-a văzut pe geam cum de fapt ei n-au plecat acasă și au rămas la școală. Știu că sună foarte ciudat gen că zic că ei m-au părât, chiar dacă v-am zis N-ar avea niciun sens să facă chestia asta, nu câștigă absolut nimica. Bă, dar sunt foarte multe semne că ei pe bune au făcut, omen. Bă, Marius, tu chiar crezi asta? O video și se poate să au supărat pe tine, dar asta nu e un motiv să crezi că gata, au încheiat prietenia. Bă, nu că au încheiat prietenia, men, dar, na. Poate s-au panicat. Uite, fraților, știți că eu ieri am zis că uh, dacă n-ar fi zis chestia asta, nu ar fi pățit nimic, știi? Dar poate ei au crezut că dacă se află că eu am spart geamul și n-au zis nimic, poate o să pățească ceva și poate s-au panicat, și ce zic? Dar totuși, men, e un act de trădare, după părerea mea. Oamenii se mai ceartă, se mai împacă, dar nu cred că au făcut asta. Și chiar nu înțeleg de ce îi crezi pe aia. Deci spui că ei au văzut cu ochii lor, da, 100%. Și că și o te-au părât la director, da. Hmm, băi, eu chiar nu știu ce să zic. Da, explicația pe care ai spus-o tot chiar are sens. Adică, da, chiar au fost supărați și a fost și foarte suspect că au plecat de la școală. Dar pe bune că nu știu ce să zic. Bă, bă sunt foarte multe chestii suspecte care se adună, fraților, și ce zic. Tot nu cred că, că ar face ea așa ceva. Dar de ce nu-i întrebăm? să -i întrebăm dacă au făcut asta? O să vină la școală în curând, mergem la ei și întrebăm. Le spunem că știm că au făcut și etc. ca să nu poate să nege. Hmm, bă, într-adevăr, adică dacă chiar ar vrea să încheie prietenia cu mine, mi-ar mi zice pe față, frate, știi ce zic, adică nu cred că ar nega. Marius, dar eu nu înțeleg de ce tu ales să crezi pe oamenii ăia. Nu aleg să-i cred, Rafa, e doar o presupunere, nu zic 100% că ei au făcut asta, dar uite că sunt foarte multe chestii suspecte care într-un fel se adună și care arată că, bă, ei chiar au făcut-o, ce zic? Ok, poate s-au comportat suspect în și o video, dar de unde știi că Valin, Natasha și Max nu te mint? Adică poate ei au văzut pe Tănații și pe o video cum au plecat de la școală și s-au gândit să facă asta. S-au gândit să meargă la director să te părască și după să dea vina pe ei. Bă, și asta ar fi o chestie, frate, știi, zic. Au văzut că ei au plecat de la școală, au profitat de ocazie și au zis că, băi, uite, ei au plecat. Oare de ce au plecat, știi? Hmm. Uite și ce, ce, ce zice rafai corect, așa, dacă ei nu plecau de la școală, nu puteau să dea vina pe ei, însă au profitat de ocazie și au făcut-o, în afară de vorbele lor, n-ai nicio dovadă că Tănase sau Ovidiu ar fi făcut așa ceva, știu mă Rafa, mă, dar sunt foarte multe coincidențe care se adună așa și pare, pare suspectă situația. Și să nu uităm că unul dintre ei a spus, stai să vezi când o să vadă domn director asta. Bă, da, când am spart aia, nu mai știu, cred că Natasha a zis, dacă nu mă înșel, stai să vezi că o să vadă domn director asta, de parcă eu să mă părească. Deci e clar că e ceva la mijloc și că de fapt ei se află în spatele chestiilor ăstora. Nu știu, și eu o zic să-i întrebăm. Păi să mergem în casă, o să-i așteptăm pe terasă și pe o video și să-i întrebăm chestia asta? Iubii băieții au dreptate. Aia poate doar mint foarte bine și au reușit să te fraierească. Haideți să-i întrebăm pe ei. Eu zic că o să ne spună adevărul. Am și eu la fel, men. Hai să vedem, fraților. Hai să mergem în clasă, să așteptăm să vină Tanase și Ovidiu și să întrebăm pe față, na, ceea ce cred eu. Ovidiu, Tanase, vă rog eu să mă ascultați și, deci, vreau să vă zic că eu nu vă acuz acum de nimic sau ceva de genul, știu că sunteți supărați pe mine, însă mi-a ajuns la urechi de la Natasha, Vali și, și Max că voi a ați fost cei care m-au părât uh, și de-aia mi s-a scăzut nota la portare. Dacă v-ați uitat pe grup, știți că aseară am trimis un mesaj în care am zis că mama a primit o scrisoare de la director și că mi s-a scăzut nota la portare pentru că am spart geamul. Ei bine, Vali, Natasha și Max au zis că ei au fost la direcțiune și că v a văzut pe voi în momentul în care v-ați dus acolo, știți când a zis voi că plecați, ei zic că voi de fapt n-ați plecat, v-ați dus la direcțiune și că m-ați părât. Eu acum nu vă acuz, deci nu vreau să vă zic că vă acuz de ceva, însă mi se pare foarte suspect ceea ce se întâmplă și vreau să-mi ziceți pe față dacă voi ați fost cei care... Cei care au făcut chestia asta, mie. Și ce zic? Pentru că, na, după părerea mea, dacă voi nu m-ați fi părât, m-ar fi părât altcineva și voi n-ați fi, fi pățit nimic. Am să știți că accept scuzele dacă v-ați panica sau ceva de genul, dar să știți că nu e, nu e frumos ce ați făcut, că noi suntem prieteni, pe bune. Marius, acum chiar că sunt supărat pe tine, tu chiar crezi că eu și Tănasia am face așa ceva, de, de ziceți că n-ați făcut, bă, eu nu zic că ați făcut chestia asta, dar sunt foarte multe chestii ciudate. Amalia v-a și văzut, deci fiți atenți, Amalia v și văzut că voi de fapt n-ați plecat. N-ați plecat de la școală după ce după, după meciul de fotbal și a zis că o să plecați. Nu a mers în niciun caz la direcțiune să te părăm. De fapt, nici nu a mers la direcțiune. Eu și Tănase am vrut să plecăm de la școală, însă nu am putut, deoarece afară ți ținea o oră de sport de la altă clasă și ne-ar fi văzut profesorul. Hmm, spuneți voi. Așa că am stat toată ora și am așteptat să se termine și după am plecat. Și pe lângă asta, ăia ne-au văzut. Ne-au văzut pentru că știu că am făcut contact vizual. Noi suntem supărați pe tine. de stai, v-au văzut Max, Natasha și Vali? Mă, pe nu face ok fix și a zis Rafa, au văzut și au profitat de ocazie. Noi suntem supărați pe tine că ne-am făcut de râs în fața lor. Dar pe bune că nu te-am părat niciodată la director. Și chiar dacă am fi făcut-o, nu te-am am spune pe față. Dar nu am face asta, what the fuck. Bă, o video să știi că, bă, băi, cred, frații, adică, bă, Rafa are dreptate. Acum mă gândesc la, la, la ce mi-a zis Rafa. În afară de vorbele lor, nu e nicio dovadă. Și mai ales că video a zis că i au văzut, înseamnă că e fix ce a zis Rafa. Aia au văzut că pleacă de la școală, gen, și a zis, mamă, stai să vezi acum ce schemă fac, copa. A mai văd că vorbește cu cineva, lasă că mă duc după să vă care treaba. Mamă, nenorociți aia, asta fac. Marius, ai noroc că acum nu mai sunt supărat pe tine. Sunt supărat pe altcineva. Deci vor să bage strâmbe în grupul nostru de prieteni, nu? Tărați, se calmează-te. <laughs> Lasă, lasă, că le arată tănase lor zilele astea. Nu de alta, dar cred că trebuie să realizeze cu cine se pun când fac prostii de astea. Păi hmm, bă, nu știu, Rafa, tu ce zici? Tănase, hai gata cu prostiile. Că dacă iară ne bage în belele și aici vestul. Vezi, Marius, ți-am zis că există o explicație. Bă, da, e o explicație destul de bună. Mergi pauza viitoare la aia și spune-le că tu, de fapt, știi adevărul. Să vedem ce reacție o să aibă. Bă, chiar asta o să fac aici, nebun. O să vezi că am avut dreptate și că băieții n-au făcut nimica. Bă, pe bune. Chiar n-au făcut nimica. Și deci eu cred că ar fi foarte ciudat, deci cred că ar fi foarte ciudat că ea tot să o țină pe al lor. Nu că au făcut, că nu știu ce, adică ar fi niște nesimțiți de clasă mondială. Acum, dacă stau să mă gândesc, Marius, ei ar trebui să fie supărați pe tine, nu tu pe ei. Cum ai putut să crezi chestia asta? Era o minciună de simplă. Chiar ai fost nesimțit. Băi, băi, asta e puțin. Da, s-ar putea să fie ceva nașpa că am crezut că prietenii mei m-au trădat, dar până la urmă am avut toate motivele din lume să o cred, fraților. Și acum îi cred. Îi cred. Îi cred că n-au făcut nimic. Nu, nu o să fac absolut nimic. Eu îi cred am zis că îi cred și eu zic uh, Și eu zic adevărul. În fine, hai să vedem ce o să facă Amalia, ca imediat începe ora. Habar n-am ce ora avem acum, cred că avem română pentru prima dată. Uh, Amalia, iubit-o ce faci? Văd că vorbești cu o fată, Didi. Eu am vorbit cu băieții și, într-adevăr, mi-au explicat și, da, nu, nu i-au făcut chestia asta. A fost doar o paranoie de-a mea. Vezi, iubi, eu ți-am zis să vorbești cu ei și așa o să vă împăcați. Eu zic ca pauza viitoare să te duci la fraeria și să le spui că degeaba încearcă să-mi destreme prietenia că nu o să reușească. Asta mi-a recomandat și Rafa și ce crezi, chiar asta o să fac." Apropo, uite cu cine m-am împrietenit. Fă cunoștință cu Didi. Salut, Didi, eu sunt Marius. A venit în River Town în acea zi cu noi și nu o să crezi care e motivul, iubi." Ea e o fată liniștită, însă fratele ei mai mare este cel mai mare nesimțit din lume. El trebuia să meargă la facultate, însă din greșeală a dat foc la o sală de clasă din școală. Nimeni n a fost rănit, dar sala a fost distrusă. Așa că Didi și-a asumat ea vina ca fratele ei să meargă în siguranță la facultate. Mamă! Și a ajuns aici. Nu vine să cred câți oameni vinovați sunt de fapt aici. Eu zic să o băgăm în grupul nostru de prieteni, e o fată tare de treabă. Bă, cred asta, mamă, Didi, îmi pare foarte rău sau au chestia asta. Adică, na, ești mult mai matură decât frate tu, dacă eri fratele mai mare și tu ai făcut sacrificiul asta pentru el. Însă, na, îmi pare foarte rău și noi suntem aici, practic, din motivele greșite. Salut, mai ales eu sunt Didi și da, ce ți-a zis Amalia adevărat, dar nu mă plâng, ar trebui să am grijă de fratele meu. Dar eu nu mă simt de siguranță aici la școală. Am avut niște interacțiuni cu noi mei colegi și mi se par foarte nesimțiți și răi. Voi să văd aceeași experiență, exact aceeași, aceeași experiență. Toți copiii de aici, nu știu, sunt foarte răi, bro. Da, și explică. Parcă mă sperie și pe mine la fel. Am ales iubito, hai să mergem în clasă pentru că acum o să avem ora de română. Și că profesora asta de română e destul de rea, fraților. Hai să vedem cum o să fie. Tocmai ce am terminat ora de limba română, bă, fraților, și mie nu -mi vine să cred. Deci profesoara asta de română este atât de nesimțită și nu o să vă vine să credeți ce temă ne-a dat. Ne-a ne dat o temă în care să facem o compunere de 500 de cuvinte și care să folosim, nu mai știu eu exact că mi-am notat în caiet, să folosim, nu știu câte pronume posesive, pronume nu știu cum, bă, deci atât de complicat, bro, și o să ne ia o tonă să o facem, man. dar, dar da chiar e nesimțită. Nu credeam că o să le dau dreptate lui copii ăia. Știți -o că că s-au certat cu ea, man. Uite că au avut dreptate. Max, Natasha și Vali. Dar acum înțeleg de ce s-au certat cu profesoara asta din limba română. Ce temă e asta, frate? Femeia e nebună pe bune, băi. Și pe lângă asta se comportă foarte urât. Domnule, și voi ați văzut ce urât s-a comportat cu noi? Parcă ne vorbea în scârbă, pe bune. Păi normal că unii copii sunt răi aici, dacă așa se comportă și profesorii. Pe bune, fraților, adică, nu, asta e adevărul. Eu nu-mi fac tema, ce o să facă? Nu o să facă nimic. O video, o. Eu îți recomand să-ți faci tema, adică, na. Până la urmă, bă, fie vorba într-o nu e o tema atât de grea, e o temă lungă. Știi că, na, faci o compunere cu pronume posesive, adjective, nu știu cum, E ușor să o faci, că știi care sunt pronumele posesive, care sunt adjectivele, dar numai că ia foarte mult timp, așa că eu zic să o faci, frățel, eu zic să nu faci vreo prostie, Eu nici nu mi-am notat tema. Bravo ție, frățelul. Rafa, Mario s-a sunat de pauză, du-te și spune la ea care e treaba, mamă, dar chiar, uai, stați aici că o să vin, o să vin imediat înapoi. Mamă, cine simțiți. Ia stai, bromen să le fac eu lor, să le fac eu lor felul, mamă, dar unde sunt, ești de bun? Că nu pot să... Nu pot să-i văd, men, unde sunt? Ia! Ia uite acolo, ia hai să merg eu la ei și să le spun că am aflat adevărul și că degeaba am încercat să mă mintă că nu le-a le, -a, nu le -a mers planul. Natasha, Max, Vale, să știți că degeaba ați încercat băi să mă mințiți, nu v-a mers planul. Am vorbit cu Tănații și cu Ovidiu și mi-au zis adevărul. Ei de fapt au stat acolo, au stat la școală, nu s-au dus la direcțiune, ci au stat la școală pentru că nu vreau să-i vadă anumiți profesori când au chiulit. Da, și mi-au zis că voi i-ați văzut și că ați făcut asta intenționat. Ha-ha-ha, ce te-au fraierit prietenii tăi. Deci în continuare în o țineți pe -a voastră, nu? Că prietenii mei m-au fraierit. Știam că nu ești bun de nimic și că ești ușor manipulabil. Au venit ei cu o povestoare ciudată și gata, îi crezi pe ei. Până la urmă, treaba ta. Mamă, deci ce ne simțiți în lor. Nu se lasă, bro. Deci nu se lasă. Stai înștită că știu care e adevărul. Nu credeam că ești chiar așa de prostuț, Marius, dar treaba ta dacă nu ne crezi. Nu avem nicio dovadă. Nu ne gândeam că trebuia să scoatem telefonul și să-i filmăm cum intră în direcțiune când te părăsc. Uite, pă, păcat că nu aveți vreo dovadă. Eu nu vă cred. Hai, pleacă de aici, că deja mă enervezi. Știam eu. Mamă, faceți o de pe bune că să ne simțiți. Ok, fraților, suntem la ora de matematică și am două vești bune. Prima veste bună este că nu ne-a dat test și a doua veste bună, fraților, este că, bă, uitați-vă, ne-am împăcat, men. Deci chiar mă, mă, bucur foarte mult că ne-am împăcat. Aia chiar au încercat să ne distrugă grupul de prieteni. Ce nenorociți. Bună ziua, copii, Văd că de data asta sunteți mai mulți. Nu o să vă mai deranjez cu un test, că știu că deja toți o să-l picați. Foarte drăguț, da. Așa că vă rog, deschideți caietele. Astăzi o să avem foarte multe scris și pe lângă asta o să aveți și o temă foarte lungă. Așa că vă rog să vă relaxați și să încălziți pixurile. În fine, hai că o să le încălzim, vai de capul tău. Uh, hopa, băieți și fete, staiți că s-a întâmplat ceva destul de ciudat. A venit directorul în clasă. dom uh, domn director, care e treaba? Bună ziua, eu sunt directorul acestei școli. În urma unei reclamații făcute în pauză, în pauza asta, neapărat trebuie să discut cu elevul Marius. Cu mine? Pauza asta? Da. Dar ce am făcut? Marius treci la direcțiune. Domn profesor, îmi cer, îmi cer scuze că vă întrerup ora, însă trebuie neapărat să discut cu acest elev. Îmi cer mii de scuze. Bă, dar ce am făcut, men? Ce am făcut eu? Desigur, domn director, Marius pleacă. Domnul director, dar n-am făcut nimic. Hai să vedem de ce... Și că reclamație făcută în pauză. De ce reclamație? Că n-am făcut nimica. Uh, domn director, de ce m-a schimbat aici? Ce am făcut în pauză? Adică, pe bune, eu n-am făcut absolut nimic în pauză am vorbit doar cu niște colegi și după m-am dus înapoi în clasă. Eram numai eu cu, cu Amalia și cu Rafa în clasă. N-am făcut absolut nimic. Deci, pe de, de, deci, bune, puteți să chemați pe Amalia și pe Rafa, fraților, pentru că după ce am vorbit cu Natasha, Max și Vali, m-am dus în clasă și nu mai erau o video tănase și Alex acolo. Și eram numai noi, eram numai noi, noi trei. Puteți să chemați și pe ei și să, și să bă, confirme și ei. Om de serviciu. Bună ziua, ce faceți aici? Eu, eu te fac eu și pe Didi afară. Mamă, că e că și ei chemat la direcțiune. Uh. Dumneavoastră? Tu n-ai treaba cu mine, tu ai treaba cu directorul. Wow, ok, scu scuzați-mă. Da, exact, Timere, ascultă aici la mine. Tu te crezi dur? Nu. De ce mă întrebați asta? Tu crezi că aici la școală poți să fii dur cu alții? Nu. De ce aș de asta? Te crezi mai presus? Nu, no, domn director, nu mă cred mai presus. Iar la mine în birou au venit doi elevi care au raportat faptul că tu ai spart geamul de jos de la una din intrările școlii. Am auzit chestia asta, da. Trebuia să-ți cadă două puncte la purtare. Pentru că pe lângă faptul că ai spart-o, nici măcar n-ai venit să spui că ai făcut-o. Uh, îmi cer scuze, domn director? Chiar, chiar m-am panicat, gen. Vă mulțumesc foarte mult că mi-a scăzut numai un punct și că nu, nu mi-a scăzut două. Însă am zis să fiu de treabă și să scad doar un punct. Dar pauza trecută a venit un alt elev la mine, prieten cu elevii care te-au părât, și mi-au spus că te-ai dus să-i ameninți. Poftim! Mamă, ce nenorociți, fraților. Bă, ne simțiți M-am dus la ei și uitați-vă ce fac acum. Wow! Că i-ai confruntat, domn director, este o minciună. N-am făcut chestia asta pe bune. Este o minciună. Deci, este o poveste mult mai lungă. Nu o să vă spun acum povestea, însă vă spun că este 100% o minciună. Bă, deci m-am dus la ea, fraților, și ei... Na, le-am zis că, băi, nu o să mă fădești și ce au zis? Că i-am amenințat. Tu ești simțit, așa faci, gata, nota 8 la purtare. Domn director, dar nu-i corect, cum adică? Mai scădeți să un punct la portare, bă, dar nu-i corect, frate! Bă, n-am făcut nimic, ești nebun? Bă, pe bune, n-am făcut nimic, a, nu-i corect? Păi tu așa te comporți cu oamenii de lângă tine, ești crescut în junglă? Gata, ieși afară și spune lui Didi să vină înăuntru. Bă, fratele, dar nu-i corect, eu n-am făcut nimic, amen, haide-mă, frate, mă! Bă, pe bune, că nu-i corect ce se întâmplă. Didi, merge înăuntru. Mario să mă auzi că țipa la tine, chiar ai făcut ceva atât de grav, n-am făcut nimica. Pe mine m-au prins că am copiat. Na, baftă ce să spun. Doamne, iartă-mă. Păi, față, nu-mi vine să cred, man. Haideți, prieteni, că acum că s-a făcut pauză și a plecat proful de mate, pot să vă zic și voi ce s-a întâmplat. Ghiciți ce? Am nota 8 la purtare. Când m-am dus în pauză să le zic la ea că, băi, nu o să mă fraierici, nu știu ce, s-au dus la director și le-au spus că eu, de fapt, i-am amenințat și că nu știu ce. Soam iartă-mă, și s-au dat și de gol, s-a dat directorul de gol, fraților, lucru care arată clar faptul că ei m-au părut prima dată, că au zis că au venit uh, alți, uh, a venit un alt elev, prieten cu aia doi care m-au părât, vă dați seama că poate la început s-au dus numai Max și Vali în birou și acum a venit și Nataja. și au zis că i-am amenințat." Să iartă-mă, nu vine să cred, bro." Mamă ce mă enervez, cât de ne simțiți poate să fie!" Deci după ce că le-ai spus că tu ți-ai dat seama de planul lor și că n-au nicio șansă să ne distrugă, să ne distrugă prietenia, ei ce-au făcut?" S-au dus și au spus că e amenințat exact, fraților!" Bă, ce ne simțiți pot să fie!" Prieteni, știu că poate o să fie o idee proastă, dar hai să ne răzbunăm pe ei!" Balex, nu știu dacă e o idee bună neapărat!" Hai să le arătăm cine suntem cu adevărat! Efectiv doar își bat joc de noi! Balex nu cred că e o idee bună, fie vorba între noi. Deci, pe bune, nu cred că e o idee bună. Pe lângă că și-au bătut joc de noi verbal, acum că l-au prins pe Marius că a făcut o prostie, profită la maxim și distrug nota la portare. Hmm, oare dacă am face și noi ceva? Bă, nu știu dacă e o idee bună. Sau să le înscenăm și noi ceva, să reușim să spargem ceva la școală fără să vadă camerele de supraveghere și după să dăm vina pe ei sau ceva de genul. Nu știu, dar trebuie să facem ceva. Chiar trebuie, bro? Chiar să ne simțiți, noi nu le-am făcut absolut nimica. Și chiar dacă le greșeam cu cel mai mic lucru, dar nici măcar asta n-am făcut. Trebuie să ne gândim la un plan de răzbunare. Rafa, tu ce spui? Hmm, Balex, stai puțin. Eu zic să-i lăsăm în pace și să nu le mai dăm apă la moară. Bă, da, frate, da. Și dacă o să continue cu chestiile astea, voi nu vă dați seama ce s-a întâmplat aici? Prima dată am intrat într-o belea, adică Marius a intrat într-o belea, nu că Acum tot eu am intrat într-o pentru că le-am acceptat provocarea de fotbal. Cum am văzut oportunitatea să ne facă rău, au făcut-o. Iar a doua oară, Marius, adică acum, tu cât că ai făcut o greșeală, că ai mers și le-ai spus că te-ai prins de plan. Păi tu mi-ai zis asta, Rafa, să fac asta, bă, și eu am fost de acord. El și Amalia mi-au spus chestia astea, dar... Na... Puteam să ne vedem în continuare de viață, fără să le zici, ha, 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 nu putea să mă fraieriți. Dar tu mi-ai zis să fac asta! Suntem nici de două zile la școală asta, iar tu, Marius, deja ai două puncte scăzute la purtare. Da, n-am început deloc bine ce să spunem. Hai să încercăm să ne calmăm, hai să încercăm să ignorăm, să vedem dacă o să mai facă ceva. Bă, probabil nu o să mai facă. Dacă în continuare fac chestii și teoria mea nu este adevărată, atunci da, merită să ne răzbunăm. Însă până atunci eu zic că doar ne săpăm groapa, sunt niște copii foarte răi și vicleani. Da, bă, și eu sunt de acord cu Rafa, fraților, adică dacă stăm să ne gândim, a fost într-un fel vina mea, așa că mai bine să stăm, să stăm așa pe pace. Hmm, bă, dar stai că eu nu înțeleg o chestie. Directorul de la școala asta chiar așa nu verifică nimica? Adică n-a putut să verifice cumva dacă chiar i-a amenințat? Bă, și mie mi s-a părut asta suspect, fratele. Bă, venit ăla, a zis că, bă, Marius m-a amenințat? Ok, te-a amenințat, Marius, un punct, un punct, scăzut la portare. Păi cum adică? Păi cum adică, frate? Nu ai o dovadă, n-ai nimica? Păi așa mergem și noi la director și spunem că ăștia au zis că ne omoară și gata, le scade nota la portare. Că pe bune, frate, nu e corect. Ok, la prima chestie tu chiar ai spart geamul și ei au fost nesimțiți că te-au părât, dar acum n-ai făcut nimica. Păi așa, mâine zic că e, mâine zic că ai scuipat. Păi mâine își dau palme singur și spun că tu le-ai dat palme. Răz, păi mâine scot dinții și spun că tu le ai bătut. Și tot așa până când ajung exmatriculați. Până când ajung exmatriculat eu. Chiar nu e corect, frate. Și chiar nu e corect, n-are nicio dovadă, pe bune. Eu chiar nu înțeleg cum funcționează logica asta. Și Rafa să știi că nu prea sunt de acord cu tine. Dacă noi nu zicem nimic, ca ei o să creadă că suntem slabi și în continuare o să-și bată joc de noi. Poate chiar ar trebui să ne facem un plan de răzbunare. Hmm. Ovidiu, ești tu așa de sigur? Facem un plan de răzbunare? Bă, nu știu cum sună chestia asta. Amalia? Ovidiu, nu cred că funcționează chiar așa. Da, directorul a fost destul de tembel că nu a verificat, dar nimeni n-ar fi făcut-o. Adică cu o zi înainte, Mario s-a spart geamul și n-a spus la nimeni. El după a fost părât, deci n-ar fi chiar un scenariu science fiction ca Mario să fi mers și să-i fie amenințat pe ea care l-au părât. Bă, într-adevăr, să spunem așa că directorul n-are cea mai mare încredere în mine, în cazul în care na, vine, cineva, vine cineva la el și zice că eu am făcut o prostie, el să facă un milion de căutori, că nu-i vine să creadă că am făcut eu o prostie. Dar totuși, asta nu schimbă faptul că ceea ce s-a întâmplat e, e, nedrept. Asta sau directorul e în mână în mână cu ei pentru că părinților sunt bogați. Adică dacă părinților n-au reușit să-i bage la niște școli mai bune din cauza faptului că sunt răi și au ajuns abia la școala asta din Rivertown, asta nu înseamnă că aici nu pot să mituiască profesorii și chestii de genul. Cam corect. Dar sincer nu cred că e cazul. Dacă ar fi făcut așa ceva, n-ar mai fi fost chemați la direcțiune de atâtea ori și nu i-ar mai fi urât profesorii. Deci cred că e prima variantă. În fine, eu chiar nu știu ce să facem. Hmm, să ne răzbunăm pe ei sau nu, fraților? Băi, eu cred ok că ar trebui să le facem ceva. Poate sună malefic sau ceva. Bă, da, ăștia chiar să ne simțiți fără ca noi să le facem nimica. Bă, Marius, eu zic să mergi și să le spui că sunt niște simțiți și să te iei de ei. Să fac asta? Păi ce naiba suntem bătaia lor de joc? Când dau ei chef, uh, ni se scade nouă nota la purtare? ce e asta? Astăzi ești tu, mâine poate sunt eu și tot așa. Noi nu suntem bătaia lor de joc. Da, chiar face Bă, ia asta să face Bă, pe bune, are tănase dreptate. Ia asta să mă mai duc eu o dată la ei, dar unde sunt? Și să le zic să termine chestia asta. Știi, ce, știi, ceva? Haideți că nu o să mă duc pe ură, o să le zic pur și simplu să termine. Bă, asta da, stai, de, de, ce mă duc pe aici? Că ei sunt aici sus. Ia să să vedem. Hopa, bă, nu? Unde sunt? Nu sunt aici? Hopa, sunt jos aici. Hmm, ia să că trebuie să o iau pe aici. Bupe bune, hai să le zic să termine cu prostiile astea și hai să nu mai fim nici prieteni, nici nimica. Hai să fim niște oameni normali. Uh, Max, Natasha, Vali, vă rog eu să mă lăsați în pace. Deci asta vreau să zic, lăsați-mă în pace. Știu că acum v-ați voi la director și cineva dintre voi n-a era doar unul, cică i-ați spus ceea ce am făcut, știu că și voi m-ați părăt înainte, nu vă mai merg minciunile, așa că vă rog să mă lăsați în pace, de -a, da? Deci vă rog, lăsați-mă în pace, nu mai am nicio treabă cu voi, eu nu mai vreau să am nicio tangență cu voi. Ha, 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 ia uite cine a venit la noi. Lasă-mă să ghicesc, iarăși un prieten de-al tău te-a părât că ai făcut o chestie la director, deci voi nu terminați cu asta, nu? Prietenii mei mă părăsc întotdeauna. Și după ți-au zis că noi nu am făcut-o, așa că ai venit să te iei de noi. Of, Marius, prietenii tăi chiar își bat joc de tine, da. Un prieten de-al meu m-a părut. 100% asta s-a întâmplat. Da, da, da. Hmm, se înțeleg că dacă ți-aș spune acum că Alex e cel care a fost la director să te părască, pentru că probabil e prieten mai bun cu Tănase și cu Ovidiu decât cu tine, nu mai crede? Alex m-a părut la director. Ai de mă pe bune. mi ai zice că sunt povești inventate și că dacă a zice că am o dovadă clară, ai spune că e o prostie. Păi da, pentru că n-ai o dovadă clară, pentru că Alex n-a făcut chestia asta, desigur. Păi Marius, dacă nu ne crezi pe noi, știm pe cineva pe care o să crezi. Pe cine? Hai după noi. Mm, ok. Ok, de ce ați vrut să venim aici în cafetărie? Și de ce am venit la omul de serviciu? Uite, Marius, dacă pe noi nu ne crezi, poate le crezi pe el. Știi cine e, nu? Era în biroul directorului când ai venit tu. Da, era în biroul directorului, ce treabă are? Uh, da, eu sunt omul de serviciu. M-au chemat copiii aici ca să zic cine te-a părât la director. A fost băiatul ăla. Cu tricou verde din clasa ta. Bă, pe bune? Știi că v-am mai făcut curat în clasă și mai mai văzut, așa că știu ce vorbesc. El a venit acum, nu știu de ce, dar ai grijă cu el. Bă, eu nu mai înțeleg, fraților. Alex era plecat în pauza aia, bă, da. Deci eu nu mai înțeleg. Da, nu că e m ar fi părât. Aha, ce faci, Marius? Acum ești confuz? Sau lasă-mă să ghicesc. Domnul de serviciu a fost hipnotizat de noi și, de fapt, eu am fost cel care s-a dus acolo, dar datorită hipnozei a fost Alex. Câte dovezi îți mai trebuie? Bă, ia, lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace că nu vă cred. Bă, fraților. Alex a făcut asta? Nu cred. Ia stai, men, să mă duc să vorbesc cu ei. Mm. Bă, Bă, nu știu acum, men. A zis și directorul că ăla e prieten cu ceilalți doi, Alex e prieten cu ăștia, dar putea să fie și men. Deci eu nu înțeleg de ce tot îi cred, bro. Eu nu înțeleg de ce tot îi cred. Hmm. Sau? Mamă, ați băi, atât de complicat ce se întâmplă aici. E atât de complicat, men. Dar totuși nu vreau să cred că Alex ar fi făcut așa ceva. Prieteni, nu o să vă vină să credeți. Mi-au Mi spus ăștia că de fapt Alex tu te-ai și mai părât, bă, nu te acuz sau ceva de genul, însă au venit acolo cu omul de serviciu care a fost la direcțiunea acolo, că știu că l-am văzut acolo și mi-a zis că el te-a văzut pe tine cum ai făcut asta. Bă, deci nu vreau să te acuz sau ceva de genul, dar na, eu doar vă zic ce, ce -o văzut ăla. Uh, stai, iubi, omul de serviciu a spus asta, el a văzut cu ochii lui, sigur nu l-a confundat pe Alex, nu, a zis că știe cine e. Uh, dar Marius, dar și el poate să mintă bă, eu nu zic că tu ai făcut-o, Alex, dar pe păi bune nu mai știu ce să cred. Haide, bă, Marius, iar o face aceeași chestie pe care ai făcut-o cu mine și cu tănase, iar ei crezi pe ea în loc să-i pe prietenii tăi. Bă, bă, dar sunt atât de multe chestii ciudate. Dacă ei au mințit, de ce n-ar putea să o facă și omul de serviciu? Da, a mințit și omul de serviciu. Nu știu, bro. Marius, nu ți-ai învățat lecția, tu iar ei crezi pe ea? Nu spune că acum a crezi și că de fapt eu și o video te-am părut prima dată. Bă, nu mai știu ce să cred, fațelor, deci nu mai, nu mai știu ce să cred. În capul meu e o nebunie. Nu mai știu ce să cred. Bă, Marius, dar tu chiar ești nesimțit. Chiar mai supărat acum. Păi tu vii aici să ne acuz pe noi de chestiile astea pe prietenii tăi? Stai, băi, că doar te-am întrebat. Știi ceva, crezi ce vrei. Nu mă mai interesează, poți să crezi absolut orice, că deja ești prea nesimțit. Păi uite că o să cred ce vreau și că nici mie nu mai pasă de ce crezi tu, da? Hai să mergem în clasă. mă, pe bune față, eu vin aici cu discuții și se comportă așa. Bine, bă, bine, cred ce vreau. Na, aia e. Ok, fraților, s-a terminat ultima oră și noi o să mergem acasă. Ce vă uitați așa la mine? Ce vă uitați? Hai să mergem acasă. Bun, prieteni, acum că am terminat orele, haideți să ne împăcăm, că nu e bine să stăm certați. Dar eu nu sunt certat cu nimeni, eu nu sunt certat cu nimeni. Dacă ei așa se comportă, treaba lor. Mergem acasă, terminăm temele și după ieșim să mâncăm o pizza. Cine e de acord? Eu nu știu ce să zic. Nu știu dacă așa avea poftă. Eu sunt de acord. Eu chiar nu știu ce să zic. Eu m-aș băga, dar dacă vine Marius, mă mai gândesc. Hmm. Bă, uite că dacă voi veniți, mă mai gândesc și eu să nu vin. Na, uite, eu nu vin. Uite că dacă vii tu, Marius, eu nu mai vin. <coughs> Nici eu nu mai vin, na. Nici eu nu mai vin, bun. Nu mai, nu, nu mai mergem niciunul. Na, bun, gata. Hai să mergem acasă. Gata. În sfârșit, băieți și fete, mi-am terminat și eu tema la română. Deci, pe bune, chiar a fost o temă foarte, foarte grea. Și am primit un mesaj de la Amalia. Iubi, vină până, până, la mine acasă dacă ți-ai terminat temele. Mamă, la fix. Ești nebun? La fix pentru că pe bune mi-am terminat temele. Mamă, dar stai că mama nu poate să mă vadă. Mama e jos în garaj. Hmm. Dacă trec pe aici o să mă vadă. Hai că iau pe aici. Ok. O iau pe aici și vin rapid înapoi. Vin rapid înapoi ca să nu mă... Să nu mă suspecteze sau ceva de genul. Bă, și m-au înervat astăzi Alex și Ovidiu și Tănase la școală. Ia uite că e și Rafa aici. Opa! Am mai iubit am văzut că, că m-ai chemat. Rafa, care-i treaba? Marius, avem cea mai tare veste. I-am convins pe Alex, Tănase și Ovidiu să iasă afară și cu tine. Ia eu nu vreau să iasă afară cu ei. Ia trebuie să-i convingi. Mergem toți la pizza, ai bani la tine. Nu că nu vin, pur și simplu. O să mă duc înapoi acasă, că și așa sunt pedepsit că, că am notat de la portare. Și na, da, nu o să vin. Haide, bă, iubi, vine și Didi, am vorbit deja cu ea. Foarte bine, du duceți-vă voi. Eu chiar nu, nu, o să vin, nu mai am ce să vorbesc cu băieția până când nu-și cer scuze. Da, înțeleg, fraților, că și eu sunt, na, puțin înțepător, așa că nu am încredere în ei, dar, bă, se întâmplă foarte multe chestii, bro, nu e vina mea că ea mă terorizează. știi ce zic? Deci, pe bune, vă zic, puteți să vă duceți voi că eu chiar nu sunt interesat. Aoleu, fraților, voiam să mă bag la somn, dar am primit un mesaj nou iară de la Amalia. Iubi, am ajuns acasă. Sunt cu Didi și mi-a zis ceva ce m-a șocat. Trebuie să auzi asta. Vino rapid aici. Hmm, pot să mă duc oare? Uite că mama e în curte. Hai că... Hai că dacă fac o schimbă, cred că pot să mă duc. Doamne, face-o Deci, de, de deci să știți că n-am primit niciun mesaj astăzi de la... Hopa. De la Tănase, Ovidiu sau Alex. Deci chiar au fost foarte, foarte răi. Și pe lângă asta nici măcar nu mi a trimis vreun mesaj în care să-și ceară scuze sau ceva. Eu o să vedem ce-a aflat... ce aflat Didi de atât de șocant. Salut, Amalia, iubito. Cum a fost în oraș? Iubi, Alex nu te-a părât. Și nici o video și nici Tănase. Amalia, ți-a mai spus că... Bă, nu zic că ei m-au părât, dar toate dovezile sunt acolo până la urmă. A zis și omul de serviciu. Marius, mai știi că eu am fost acolo? Da. Amalia mi-a zis de ce n-ai venit afară, care a fost motivul exact. Exact. Și zic că cei copii au venit fix după ce-i plecat un în clasă și au așteptat să iasă directorul din birou ca să intre ei înăuntru și să vorbească cu paznicul ăla. Prin acei copii te refer la Max, Vali și Natasha și i-am văzut cum i-au dat 100 de dolari. I-au dat bani ca să te mintă, Marius. Prietenii tăi n-ar fi făcut așa ceva niciodată. Deci tu spui că i-ai văzut cum, cum i-au dat bani lui, lui Lu paznic, lu omul de serviciu, nu lu paznic, ăla nu era un paznic, nu? Da, cu omul de serviciu. Tu ai zis paznic. Sau poate e și paznic, habar n-am. Hmm. deci acum pe bune, frate, că nu mai știu ce să cred, bro. Ori ai am opărât, ori ai alți. Deci chiar nu înțeleg. Pe bune, ajutați-mă și voi, vă rog eu, fraților, la comentarii. E, e bine ce fac acum, că m-am certat cu Alex și cu prietenii mei. Chiar e m-au părât sau m-au părât ceilalți?